Bună! Bună! Fetelor! Fetelor! Bă, ia uitați-vă, mă! Au! Ia! Hai, flerați! Poate e doamna Andreea. Nu știu, nu e. Nu. E flerați! E blondă? Da! Nu, mamă! Are zâmbet frumos! Ei! Ei! Mamă! Ce mișto, mi se pune! Ei! Așa îmi place viață! Hai și bani! Mai vedeți noi oameni noi! Altceva, tati! Ai fost la băieți? Nu, nu am fost. Prima dată am venit aici să vă văd ce vedo. Mulțumesc frumos! Cine ești? Mă numesc Nicoleta, am emoții, mă scuzați! Nu-i nimic! Sunt din Cluj, lucrez la o firmă, mă ocup pe parte de acte, traduc contracte din maghiară în română. Și invers. Cum? 25. Mulți înainte. Mulțumesc, asemenea. Ce zodie ești? Rac. Rac? Da. Și eu sunt rac. Nu înțelegem. De ce ai ales Casa Iubirii? A fost așa un moment în care mi-a venit... Deci eu nu m-am uitat la emisiune, cred că am văzut un singur episod. Și am avut eu o zi... Am avut o zi în care, nu știu, mă simțeam așa inspirată, da, da, exact, voiam ceva nou și mi-a venit așa instant, hai să mă înscriu. De ce nu? E o experiență nouă și poate îmi găsesc jumătate. Și cum vrei să fie bărbatul? Un bărbat carismatic, protector, să știe ce vrea de la viață, pentru că așa mă consider și eu și am aceleași așteptări. Nu-mi place să-mi pierd timpul, deci... Aș vrea un bărbat sigur pe el. Okay. Ți-a atras vreun din casă atenția? Nu pot să zic neapărat. Ceea ce am văzut eu așa prin ecran, mi-a plăcut Sorin. Și Radu. Radu. Cu Sorin aș vedea. Dar Sorin sunt deschis să-i cunosc și pe ceilalți. Sunt curios pentru cine a venit fata nouă. Pentru tine a venit. Mamă, ar fi interesant, îți dai seama. Sau pentru tine, Radule? Eu m-am obișnuit să iei tratat în casă pentru cele primele 3 zile. Au să duci la văcărie. Să o duc la pepeni. Arbuz. Auzi, eu locul tău tot... Arbuz. Tot la colceam. Radu, nu mai duce fetele noi la prășit. Te rog frumos. Tot la Pepe. Nu le și tu la o cafea frumos. Să o mă bag pe să o duc tot la Pepe, să știți. Ce relații ai avut? Da, am avut ultima relație acum 2 ani, s-a terminat, da. Și a ținut un an. Și unde te vezi în viitor, peste 10 ani, 15 ani? Sper să am o familie până atunci, evident. Deci, sunt familistă, da, familistă neapărat, da, și cu copii. Super. Și cum ești tu ca femeie într-o relație, adică ca o iubită? Eu mă dedic total și câteodată asta e problema, că parcă ofer prea mult cu Ana. Știi, și în schimb nu prea primesc. Exact, și atunci văd diferența, îmi dau seama după ceva timp că stai, eu ofer și... Nu se dă înapoi, da, nu? Da, exact. Și aici e problema de obicei. Și da. Ești geloasă într-o relație? Da. Da. Rău? La momente. Și la momentele alea, ca orice... Nu? Cum? Dacă îți dă motive, ești geloasă. Dacă nu, doar nu se da. Așa. Da, da, de obicei o femeie simte. Și de, de fiecare dată am simțit când, când a fost să fie și... În acest moment, în casă, sunt două cupluri. Nu zice. Nu, vreau... Nu, nu-ți spun cine și cum. Poți să zici dar, nu, mai bine, să te cunoști pe toți. Da, da, dar vreau să știu. Tu... Ai putea să lupți pentru un bărbat, chiar dacă el se află într-un cuplu, într-o relație, căsătorie și așa mai departe? Nu, asta nu. Chiar dacă el ar face pași spre tine? Păi atunci înseamnă că e ceva greșit acolo în relația. Atunci da, aș putea. Dar altfel să văd un cuplu fericit, vin eu să mă bag, nu. Ai vreo problemă dacă băiatul ar fi mai scund decât tine? Da. Vreau un bărbat mai înalt, totuși. Ca să pot să port și eu tocuri și oricum mă simt mult mai bine lângă un bărbat să văd că totuși are statura aia de... E bărbat. Da, să mă simt eu acolo, că eu, ok, eu sunt femeie. Și cât ești de înaltă, da? Da, am vrut să-mi fiu și eu. Da, 1,65. A, e mică. E nu mică. Când Natalia. Sunt băieții toți înalți, în caz pentru tine. Foarte bine. Da. Atunci nu o să am probleme. Cred că o să primească super bine. Da.
Ești curios de fata care vine acum? Sunt curios dacă mai e cineva nou. Nu, că te-am auzit spunând că așa mai da sau ceva de genul ăsta. Am văzut ceva, parcă a dat o secundă așa la zâmbet. Păi și cu grația la ce faci? Ce? Păi care grația la? Mi s-a părut că nu ești foc. Acum. Nu că nu sunt foc, frate. Nu mă arunc cu capul în față. Adică, stai un pic, mi-a ieșit grațierea în față, gata, frate, nici nu mai contează eu cine înțeleg. E aici, mă duc... Eu înțeleg asta, dar a apărut că... Nu, mie mi se pare că ăștia care sunt mai singuri, au văzut picioare fine, bucle blonde... Știi care a fost reacția lui care a fost când a văzut picioarele astea fine? Că așa mai da. Da? Știu că nu ai urmărit foarte multe, dar oricum pe net și așa mai este, că Sorin a fost îndreptat spre Natalia foarte mult timp. Nu știu exact. Nu știu. Cum am văzut... De la începutul emisiunii, adică nu de la început, de când a venit Natalia, Sorin s-a îndreptat foarte mult spre ea. Da, seamănă alea. Că era, era blondă, da. Cu părul lung, micuță. Natalia, doamne băie. Conexiunea. Bună! Da, nu ne văd. Da. Ia, uite-te la ei, care interesant să-i văd așa. Bună! Mai că vorbesc. Să pun noi. Crezi că e înaltă? Da, este. Da. Este. Zic 1,65. Medi. Are măcar 1,75. Zic că e înaltă să... Dacă are 1,65, eu mea! Radu, ce ai, Radu? Acum are cui să vrea Radu Brățara. Păi tu-ți vă aruncați așa, stai că e a mea, stai că e a mea. Păi stai, bă, pe păi stai, mă, tu n-ai cum să te arunci, că nu le cunoști pe niciuna păi de acolo. Păi asta nu, nu am zis eu cum arunc, dar voi toți... Trebuie să fii încrezător. Păi tocmai când ai încredere în tine... Când ai încredere în mine... Bun și tu, glumești. Trebuie să fii încrezut. Nu, șefule, nu. Părerea mea că alege și femeia, adică, da, trebuie să vadă o intenție prima oară și din partea ta, bă, mie îmi place de fata aia, și automat vezi și din partea ta. Da, mă, uite, râdem, glumim, vorbim, așa a fost, uite, spunea trecută a intrat Alexandra, spunea trecută, nu? A intrat, nu eram, ei eram cuplu, am fost eu, Dragoș, Radu, a ales să-l cunoască pe Radu mai mult. Deci, nu Radu e că... s-a dus și acum s-a dus. Și cine a fost primul spre ea? Trebuie spre să... Alexandra. Eu. Tot tu ai fost primul? Ok, am crezut că a fost altcineva. Trebuie și l-a ales pe Radu. Trebuie să și vezi ce-ți transmite în primul rând. Și n-am rezonat. Îți dai seama că acum, odată dacă ce și cu fata asta rezonezi din prima zi, atent, o să mai intra odată încesperat. Ce ai concurentă nouă, are prilejul de a fi ca tine. Înțelegi cum ai venit tu? Mergi în casa băieților, îți alegi niște băieți la dans, la interviu. Înțelegi? Și după aia da, vezi cu care... Bă, Radu, așa se procedează și la fete, nu? De așa cum ai văzut? Simpatici. Cred că îi pregătești ceva, cafeluță sau ceva. Da, ar trebui să-ți pregătească ceva. Drăguță. Nici ne-am băut cafeaua. Să trebuie că sorim foarte bine. Dar dați-i pace, poate. Se merg foarte bine cu Natalia. Ei. Mi se pare că gândește mult mai matur decât Natalia. Ești matur, așa-i? Eu așa mă consider. Câteodată sunt, am și eu momente când sunt copiloroasă, dar de obicei gândesc mult, sunt mai calculată. Nu-mi place neapărat să mă arunc. A fost, cred că, prima dată când m-am aruncat cu capul, când vine vorba de emisiunea asta. Și ești emotivă, îți exprimi emoțiile în public. Păi așa cum mă vezi acum, când că tremur. Nu, eu tremur. Dar nu arăți treaba asta, nu? Arăți, arăți foarte calmă și vorbești așa, calm și plăcut. Da. Încerc. Oricum, firea mea așa e, că sunt mai calmă. Da, accepti ușor provocările. Da. M-am gândit acum puțin, dar da. Îți dai seama că aici în fiecare zi se întâmplă ceva nou, știi? Și ești gata la un ritm intens. Asta mi-a lipsit. De asta am venit aici, aveam nevoie. Super. O mergi cu Bianca. Camera roșie. De ce sunt? Cred că să te faci la ochi. Da. Folei la ochi. Dacă să fie bine. Bine! Hai, sus. Interesant, deci eu să merg cu ea în camera roșie. Să te ajut, să te relaxezi. Da, te rog. Gata. Deci băieți cu minciul o să avem de acum, ca să o impresionezi. Gata, o să mă lez din pace. Exact, am scăpat. O să-și pună, o să-și atenția. Facă privirile către ea acum.